Bazinul de enodidactic construit în municipiul Călăraș prin Compania Națională de Investiții va fi deschis publicului în perioada următoare după preluarea în administrare. Cu ce probleme s-au confruntat autoritățile și cine va beneficia de cursuri gratuite la bazin, aflăm de la primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin. Mulți călărășeni se întreabă dacă s-au finalizat lucrările la bazin. În mare parte da, putem să spunem. Din punctul nostru de vedere, mai sunt probleme tehnice de rezolvat și constructorul și-a asumat aceste nereguli. Păi mă interesează, în primul rând, ca suprafața, toată gresia existentă la bazin acolo să fie curată. Au fost unele probleme cu materiale care au rămas și s-au întărit pe această suprafață și am zis că nu acceptăm acest lucru. Am avut probleme cu unele infiltrații care au apărut de la bazin și le-am adus la cunoștință celor constructorului. După ce vor fi realizate înlăturate aceste deficiențe, ne vom întâlni cu cei de la Compania Națională de Investiții și vom semna recepția. Finalizarea lucrărilor, da, pentru că mi-a semnat o recepție unde am trecut în anexa 2 deficiențele pe care noi le-am constatat. După ce vor fi înlăturate aceste deficiențe, atunci vom prelua în totalitate bazinul de not. Noi între timp facem demersul pentru a realiza organigrama bazinului și activității de la bazin, da? Și plus de acestea toate autoritățile de care sunt necesare pentru activitățile de la aici. Preconizați că până în primăvară vor fi remediate problemele va fi pus în funcțiune? Dacă vreți, părerea mea și ieri aș vrea să-i dăm drumul acest bazin, pentru că copiii noștri au nevoie de acest bazin. Și o să fie drag să mă duc să privesc cum copilașii, nepoții, copiii noștri se pregătesc să învețe, să înoate în acest bazin. Câți angajați își vor desfășura activitatea? În principiu trebuie să avem un salvamar sau doi, trebuie să avem doi fochiști, trebuie să avem instalatori, oameni de curățenie, cred că jur de 10-12 angajați, profesorii de not, cred că vor fi 10-12 angajații ai primăriei care să deservească bazinul. Care va fi programul de funcționare al bazinului? În primul scop acestui bazin este pentru a-i pregăti pe copii să învețe să note. Programul pentru, sau mai ales activitatea pentru acești copii nu va fi în baza unei taxe, ei vor beneficia de gratuitate. Iar după orele 18 pot intra și adulți pentru a nota. Acum, vă dați seama, noi, asta e o propunere cu care o să mă în fața consilierului, pe la consiliul local, și să voteze sau să vină cu amendamente la propunerea pe care noi o avem. În orice caz, acest bazin, scopul lui a fost pentru a da posibilitatea copiilor să învețe să înoate, iar atunci când este timp și spațiu, pentru adulți, pentru întreținere. Probabil și taxa pentru adulți va fi stabilită tot în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. Bineînțeles. Nu se ia nicio hotărâre fără aprobarea Consiliului Local.